Să deschidem Biblia, m-am zbătut să găsesc un text cel mai potrivit pentru seara aceasta. Cea mai mare problemă a fost textul, nu mesajul, nu știam, am vrut să fie un mesaj așa foarte, un text foarte lipit de inimile noastre și o să vedeți de ce. Deschidem cuvântul Domnului în Geneza, capitolul 24, de la versetul 1. Geneza, capitolul 24, pagina în Biblie 23. Avram era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvintease pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților și în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns: poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis: să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci, cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. Robul și-a pus mâna sub coasta stăpânului său Avram și i-a jurat care să păzească aceste lucruri. Amin. Haideți să ocupăm locurile. În seara aceasta e o seară, o misiune dificilă, pentru că mă gândesc că toți sunteți interesați de subiect, nu? Am văzut și aud la radio consultații gratuite oftalmologice. Nu m-or interesa niciodată. Nu m-am dus niciodată că nu m-or interesa, că n-am probleme cu ochii. Dar sunt alții care s-au dus, nu? Acum fiecare merge unde-i subiectul care-l doare. Acum, dacă în prima seară sunteți atât de mulți, mă gândesc ce o fi în ultima, peste 5, cât o să aveți invitațiile de nuntă deja în Biblie, numai le împărțiți prin biserică. Vreau să vă spun de ce am citit textul acesta, pentru că trăim o perioadă în care... Exact ca și Isaac, a trecut o vreme și a văzut Avram că Isaac nu caută pe ăștia de la fotografii, de la nunți, de la evenimente, și a zis: bă, trebuie să fac ceva. Și atunci au apelat la cel mai bătrân, nu la cel mai tânăr, la cel mai bătrân. Un om bătrân își însoară fiul și trimite pe cel mai bătrân din casă. Bă, dacă ai fi zis: bă, e unul de vârsta lui, cam știe ce gusturi are, dar trimite pe unul mai bătrân decât fiul său, bătrân de tot, zice: du-te și ia nevastă la fiul meu. Știi că mătușa ta știe că ești nensurat, de-aia mai apelează și ea într-o parte, într-alta. Am fost undeva în țară la evangelizare și un frate de acolo m-a oprit, a zis: frate, zici, eu vreau să-l trimit pe fiul meu la voi, la Timișoara, la Elim, că zice, am văzut că-s mulți tineri acolo. Zice, vreau să-l trimit să-l însurați acolo. Și am zis: frate, știi cât e coada la noi acolo? Știi cât stau la rând? Păi cum să-l trimiți tu așa, și îl băgăm pe fiul tu? Păi nu puteți, nu, domne, avem noi băieții noștri care sunt colonați, stau la rând la căsătorie. Poți să vii să-l bagi așa că-i fiul tu, îl trimiți și ar fi ușor. Dacă ar fi așa, domne, dai un telefon. Dar vedeți, taică tu vede că nu te-ai căsătorit, maică ta vede și atunci mai apelează, mai sună: frate, nu știi vreo tânără, nu știi vreun tânăr care ar fi disponibil. În seara aceasta, pentru că sunteți tineri inteligenți, nu o să apelăm nici la mătușa din Oltenia, nici la aia din Bucovina, nu o să apelăm la niciun unchi, la niciun înaintat în vârstă. Ce ar vrea în seara aceasta să apelăm la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că trebuia să spuneți amin.
să apelăm la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunteți tineri inteligenți cu capacități din partea lui Dumnezeu, tineri care l-ați cunoscut pe Dumnezeu, și să știți că Dumnezeu are pregătit pentru voi și pentru fiecare dintre noi ceva special. Când eram copil și mă puneau la școală să desenez pe tata și pe mama sau familia, deși noi eram 10, nu ne-au pus niciodată să desenăm toată familia, cred că dura dacă desenam pe toți, și ne punea, ca să scap repede, știi cum desenam? Făceam un cap, zâmbiți, așa, că și voi, tot așa. Când desenează un om, desenează imediat un cerc și 5 bețișoare și ai rezolvat problema. Cam așa suntem noi în alegerile noastre. Doamne, eu vreau și încep și tragi bețișoare, cum să fie, ce să fie. Așa e, desenezi într-un fel la 18 ani, în alt fel desenezi la 20 de ani, în alt fel desenezi la 30 de ani și peste desenezi ca la 18 ani. Înțelegeți? Deci cam așa sunt desenele. Și vine Dumnezeu la un moment dat și îți ia desenele tale și le rupe. Și tot ce te-ai chinuit tu și tot ce ți-a fost idealul tău și în mintea ta că o să te căsătorești, vine Dumnezeu, îți rupe și îți aduce, întâlnești. N-ați auzit, ieri dimineață a fost fratele cu stația de autobuz. Ăla era bun în seara asta. A zis că a cunoscut-o pe soția lui în stația de autobuz. Cred că unii stă prin stații, de aia n-or venit în seara asta. Acum ăsta și fratele a zis că e un caz excepțional să întâlnești în stația de autobuz, a fost o legătură din partea lui Dumnezeu. Vine Dumnezeu la fiecare și spune, lasă desenul tău, eu am alt desen, eu am alt tablou pregătit pentru tine. În seara asta o să vorbim despre viața de familie sau candidat la viitor, pentru posibil soț sau soție. O să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, o să ne uităm la mediul în care trăim, și o să vedem cum am putea să facem, cum ați putea să faceți pasul acesta și să fii deplin încredințat că ești în voia lui Dumnezeu, ai și gustul tău și să fii încredințat că n-ai făcut pasul greșit. Ca să putem pleca de la lucrul acesta, trebuie să înțelegem ce nu e viața de familie. Pentru că unii se căsătoresc și nu știu ce nu e viața de familie. Doamne, eu știu. Nu vedeți că după ce s-o căsătorit, nu mai are nevoie de nimeni. I-am zis la unul sâmbătă, bă, zic, pântia e însurat. În continuu îmi ziceai, frate Dani, dar cum e însurat acum de o lună de zile? Dar cum e când o să mă căsătoresc? Când? Zic, acum nu mă mai întreb nimic. Zic, acum trebuie să mă întreb cum să te porți cu soacră ta, ca să nu ai probleme. Sunt alte întrebări după ce te căsătorești. Ne uităm în seara aceasta și să știți primul lucru, viața de familie nu înseamnă scăpat de părinți. Unii sau unele se căsătoresc, acum vorbesc la general, nu o să vorbesc numai pe o parte sau pe cealaltă. Unii se căsătoresc să scape de tata și de mama. Ajung eu și mă însor. Când mă însor, nu mă mai comandă tata pe mine, nu mă mai comandă. O zis o tânără, cunosc pe cineva, care o zis fata aceasta, o zis decât s-o căsători la vreo 17 ani și jumătate, o zis decât să cresc copiii lui mama, mai bine îi cresc pe ei mei. Într-adevăr, erau mai mulți în familie și trebuia să ajute, trebuia și săraca. Cred că i s-au pus foarte multe sarcini, dar primul venit, n-o mai contat, era din biserică și băiatul acesta. Cred că imediat după ce au făcut 18 ani o și-a avut cununia. Și în mintea ei a fost, decât să-i cresc pe lui mama căsătulă, mai bine îi cresc pe ei mei. Viața de familie nu înseamnă să scap de părinți. Nu înseamnă. Mulți s-au gândit că, domne, dacă m-am căsătorit, am scăpat de părinți. Alții cred că dacă se căsătoresc, își doresc să scape de sărăcie. Nu? Și zice, când îl iau eu, ăsta trebuie, a meu e patron, a meu e făt frumos, cu o mașină de IF. Știți ce înseamnă IF? Că nu e a lui, că mai are rate, poate, leasing, nu e a lui. Unii se căsătoresc, domne, am nimerit cu fata aceea, el e frumos, așa, scos din cutie, ea din familie bogată sau invers, și zice, e șansa mea. Nu mai contează semnalele din partea Domnului, contează semnalele din jurul nostru, ci te gândești numai cum să ieși din sărăcie. Păi, fată dragă, uite-te, domne, e bogată familia, da, dar uite-te și la pălmile lui, mă.
dacă e o putoare din aia ce se scoală la 11 la amiază, poate fi mamă sa bogată, poate fi că tu n-ai acces la banii lui soacră ta. Înțelege că nu-ți va da portofelul ei pe mâna ta. Tu uită-te, îți bogați, dar cât e contribuția lui, că cei mai mulți au mâini de domnișoare. Ați înțeles? Au în buzunar pila pe categorii, pe mărimi. Ați înțeles? Uite, băieții zâmbesc. Cea mai mare contribuție o are tatăsul și mamă sa. El, mamă sa, îi aduce prăjitura la pat. Poți face așa ceva să-l slugărești? Asta a făcut mamă sa. E prințul lui mama, e prințișorul lui tata. Lasă-l să doarmă. Lasă. Și ți-l dă în cârcă după aia. Ți-l dă și tu servește. Tu dă-i. Viața de familie nu-i nimic de genul acesta. Nu-i nimic. Ci în seara aceasta vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne vorbește în vremea aceasta și mi-a plăcut în seara aceasta că am auzit Bibliile în mâinile voastre. Citiți cuvântul lui Dumnezeu. O să vedeți cum cuvântul lui Dumnezeu vă va lumina inima și veți înțelege care-i tabloul lui Dumnezeu care vi-l pune în față. Să știi, de multe ori tabloul care îl pregătește Dumnezeu te surprinde. Zici, bă, dar eu nu m-am gândit la așa ceva. Nu m-am gândit că eu pot iubi pe ăsta. V-am mai spus cu ani în urmă, când i-am zis la Dana, mă rog Domnului să nu-ți meargă internetul în seara asta, că știu că ne ascultă și mă urmărește. Când ne-am căsătorit, mi-o povestit că a avut trei dorințe, trei bețișoare făcute. Și a zis, Doamne, eu vreau soțul meu, nu ne cunoșteam, dar mi-o povestit după aceea, o zis, soțul meu să fie om de afaceri. Primul lucru, să stea pe ultima bancă și să facă bani, să fie om de afaceri. Doi, să n-ajungă la amvon niciodată, să nu predice. Și zice, trei, să fie brunetă. Astea au fost, așa au fost tabloul ei. Și a venit Dumnezeu și a luat și a zis, bă, nu mi-o niciodată nu m-am gândit că mie ar putea vreodată să-mi placă, să-mi placă de un blond. Dacă știam eu dinainte, păi mă tundeam ca Sami. Și atunci nu mai știa culoarea părului meu. Aș vrea să vedem, și pentru că știu că aveți telefoanele pregătite sau hârtia, aș vrea să vedem 10 lucruri peste care, nu vă speriați că nu-ți lungi tare când zic 10, 10 lucruri peste care să nu treci niciodată. Și o să facem un portret așa fugitiv, peste care să nu treci niciodată când îți alegi partenerul de viață. 10 lucruri o să vedem în seara aceasta, peste care, semne care îți spun categoric nu. Dacă ai trecut peste ele, e exact ca la bariera de tren. Pâlpie becul, el nu te oprește, e numai semnalul. Dar treci pe propria ta răspundere. 10 semne care îți spun categoric nu fă pasul. Primul lucru, nu te căsători cu o persoană tristă. Nu lua o persoană tristă. Acum, băieții s-au uitat, deja au început să zâmbească. Uite, toți zâmbesc, sunt cu zâmbetul pe chip. Nu te căsători cu o persoană tristă. Știți ce spune cuvântul Domnului? Împăratul o văzut pe Isaac și pe Rebeca la un moment dat. Știi ce făceau? Se jucau. Noi imaginează-ți pe taică-tă și pe maică-ta jucând, nu știu, prinsia. Să-i vezi în curte. Da, sunt oameni, chiar dacă nu-i vezi tu, au momente de fericire, au momente și asta e viața de familie. Nu e o viață de depresie, ci nu lua niciodată lângă tine un om trist. Pentru că toată viața vei pompa în el, în ea, cumva să o îmbunezi, îi mai iei, nu vezi, nu-i mulțumit, ai place, acru. Nu-ți lua un depresiv. Uită-te pe Facebook, ce postează anxietatea. Cum să ieși din depresie? Să știi că persoana aia are anumite probleme de tristețe. Îți dorești să stai lângă un om trist? Îți dorești să stai lângă o femeie tristă? Tătă ziua să nu mai știi ce să-i spui și ăsta să ieși că e debusolată. Orice îi faci, îți dorești așa ceva? Când vezi o persoană tristă, o persoană serioasă, da, dar nu o persoană acră, îl vezi totdeauna el, ai venit? Zici că l-a prins în autobuz fără bilet.
toată viața, ați înțeles, știți sentimentul, nu? Când urci și zice controlul de biletul și nu-l ai. În momentul ăla pierde orice zâmbet. Ești gata, ești, nu mai știi ce să... Păi ce, să oprească să zbor din autobuz. Nu căuta un om, caută un om serios. E normal și cel mai corect e să fii om serios. Dar să știe să trăiască fericit. Pentru că, să știți, împăcarea cu Dumnezeu aduce automat fericirea. Și o să ajungem imediat la lucrul acesta. Când ești împăcat cu Dumnezeu, ai fericirea pe față. Știți că și Dumnezeu e fericit? Spune psalmistul, fericitul lui Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu e fericit, tu de ce ești trist? De ce ești trist? Nu îți lua lângă tine un om trist, o persoană, o fată tristă sau un băiat trist, ci totdeauna uită-te să știe să zâmbească și să te facă să zâmbești. Da, sunt momente când îți pierde râsul și zâmbetul, că sunt momente dificile în viață și înainte de căsătorie și o să vedeți și după aceea. Dar să știți, vă spun un secret, fetelor, când bărbatul și-o pierdut copilul din el, ești cea mai tristă femeie în casă. Poți să ai bani, dolari și excursii pe unde vrei. Când el și-o pierdut copilul din el și nu mai știe să te facă să alerge după tine sau nu știe să te facă să zâmbești, e cea mai tristă familie. Am un prieten undeva în Europa, nu-i spun numele că sigur ne urmărește, că urmărește Elimul. Stăteam într-o zi anul trecut cu el la masă și sună dintr-o dată telefonul. Din instinct, n-am vrut să mă uit, dar din instinct sună, am aruncat și eu ochii. Când văd pe telefon scria fericirea, îl suna fericirea. Mă uit la el, se uită la mine, ne uităm amândoi la telefon, zic, ce fericire te sună, mă? Zice, nevastă mea. Zic, așa ai trecut-o în telefon? Zice, da. Pă cum ți-a venit ideea asta, mă, să o treci fericirea în telefon? Că am văzut iubi, puiu, de tot, dar fericirea n-am văzut la nimeni. Zic, cum mi s-a lipit așa de tare și s-a căsătorit de vreo 10 ani de zile aproximativ? Cum? Zice, așa am trecut-o în telefon, că ia-i fericirea mea. Știți cum zâmbea când i-a sunat telefonul? No? A zis, uite, încă un bărbat la care nu i-a murit copilul din el. Știe să se bucure, știe să trăiască, știe că persoana de lângă el îl poate face fericit și invers, persoana de lângă ea o poate face fericită. Nu-ți alege niciodată un om trist. 2. Nu lua niciodată în căsătorie, nu-ți lipi inima de un om care face presiuni asupra ta. Știți că sunt persoane care știu să facă presiuni? Un mic șantaj, o mică presiune, nu mă mai iubești, nu? Gata, nu mai ies, nu mai răspunde la telefon. Astea-s presiuni. Nu lua o persoană care te șantajează, care face presiuni asupra ta. Pentru că, să știți, viața așa face presiuni asupra noastră. Și așa, dar când vii acasă și te mai așteaptă una tristă și ca tubul de oxigen de la COVID, nu? La presiune maximă, da drumul, îți dai seama că tu n-ai intrat într-o viață de fericire, ci tu ai căzut într-un iad din ăsta pământesc. Pentru că lângă tine e o persoană care îți face presiuni. Las-o pe maică ta. N-aveți numai 2 zile de când vorbiți și deja îți spune cum să faci cu maică ta, cum să nu-i răspunzi la taică tu. Face presiuni din astea. Nu, dacă nu ești la 6, dacă nu ești la 7, pe mine să nu mă mai suni, să nu mă mai caut. Astea-s persoane care te șantajează. Nu lua lângă tine persoane care te șantajează, ci caută persoane care te iubește. Vreau să vă mai spun ceva. Cel mai important, dar l-am lăsat aici pe locul 3. Al treilea lucru, ia lângă tine o persoană care îl cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că să știți ceva, 3. Când un om îl cunoaște pe Dumnezeu, niciodată nu va fi trist și niciodată nu te va șantaja. Pentru că el sau ea îl cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a șantajat, Dumnezeu nu ne șantajează, ci Dumnezeu ne iubește. Știți că poți să fii totuși întâlnit cu Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu, Dumnezeu să-ți fi schimbat viața și totuși să nu fii atent la semnalele din partea lui Dumnezeu.
Să nu fii atent la semnalele din partea lui Dumnezeu și tu ca tânăr sau tânără care l-ai cunoscut pe Dumnezeu să eșuezi în viața de familie. Știți că e posibil lucrul ăsta. Vă dau un exemplu. Luna trecută am povestit cu un prieten de-a meu, îi slujitor într-o biserică din Spania și fratele ăsta mi-a spus așa. Zice, mă, într-o zi mă sună cineva. Era un număr din Spania, zice, răspund. Zice, nu știu cum o dat de numărul meu, zice, o colegă de școală din România, o fostă colegă de școală din România. Și zice, vorbim la telefon, îmi spune, zice, uite, știu că ești pocăit, te-am văzut, știu că ești aici și tu în Spania. Zice, vreau, dacă poți veni cu soția ta la mine într-o zi, că zice, vreau să vorbesc cu voi, Dumnezeu îmi mișcă inima și eu vreau să mă pocăiesc, dar nu știu ce trebuie să fac. Și prietenul meu îmi spune, zice, m-am luat cu soția în mașină, ne-am dus la ei acasă, la ea acasă. Când a mers la ea acasă, femeia, Dumnezeu îi vorbise, cred că printr-un vis sau nu mai știu, dar era foarte așa tulburată de semnalele care îi le dădea Dumnezeu. Prietenul meu vorbește cu ea și femeia plânge, își predă viața în mâna lui Dumnezeu și îi spune, auzi, eu vreau să vii la mine la botez. Când mă botez, să veniți împreună, să fiți la mine la botez. Și o zis foarte bine. Da, îi zice fratele, auzi, dar cu ăsta de lângă tine, ce-i cu el? Și o zis, zice, stăm împreună numai, dar zice, n-are nicio treabă. Zice, cum, e de acord, ce face? Nu, zice, mă lasă, zice, nu mi-are treaba nimic. Zice, băi, Dani, m-am uitat la el, băi, un papă lapte, omule, n-aveai ce vorbi cu el. Zice, abia scotea două cuvinte, bă, mă enerva, ăsta-i mai agitat el așa. Zice, îl întrebam, el, bă, zice, atâta m-a enervat, un lapte de pasăre așa, moale, pus acolo. Și zice, bă, nici cum, nu scoteai două cuvinte. Dar zice, s-a dus el să pregătească o cafea sau ce, zice, o ieși de acolo și zice, îi spun fetei ăstea, sunteți căsătoriți? Nu. N-o zice, ascultă-mă, i-o zis din partea lui Dumnezeu, ascultați fetelor și băieți. I-o zis așa, ăsta, mămâia asta de băiat, ăsta moale care îl vezi tu acum, dacă tu vei face pasul căsătoriei împreună cu el, zice, ăsta din ziua botezului va fi cel mai mare dușman al tău. O zis, du-te frate, de eu îl cunosc, de 10 ani suntem împreună. Da, eu îl cunosc, eu știu, nu? Zice, ascultă-mă, ăsta-ți va fi cel mai mare dușman. Mi-a zis, băi Dani, aveam o descoperire din partea lui Dumnezeu exactă cu privire la băiatul ăsta cu care stătea fata asta. Și zice, ia nici cum, nu, că eu îl cunosc, mă botez, vine la mine la botez, totul în regulă, ne cununăm, o să fie totul în regulă. Măi, zice, n-am putut-o convinge. Zice, s-o botezat, o venit și el la botez, o venit și mama lui la botez și a fost totul în regulă. Ascultați, tineri dragi, de a doua zi, băiatul ăla moale, fără vlagă în el, cu așa, intra greu în viteză, din momentul ăla o deveni cel mai mare dușman al ei. Nu vă pot spune și să vă descriu prin ce momente mi-a spus fratele ăsta că a trecut tânăra aceasta. Zice, mă suna seara și îmi spunea, roagă-te pentru mine, te rog, că-s disperată, nu mai știu ce să fac. Și el și mamă s-a pus în capul ei. O înjurau, o blestemau, o făceau în toate felurile, în toate felurile. N-or trecut vreo 2 ani de zile. Știi ce au făcut? Ea s-a întors înapoi în lume. Pentru că ea a fost răscumpărată, dar nu înțeles că Dumnezeu îi dădea un semnal. Nu înțeles că Dumnezeu îi dădea un semnal. Știți că sunt băieți care pentru tine, fată, ar face orice, ar învăța capitole întregi pe de rost, fără să-L cunoască pe Dumnezeu, ca să ajungă la tine, ca să te ducă la altar și după aceea să nu-L mai intereseze de Dumnezeu. Ar face orice, s-a rugat, ieși în față, ar ridica mâna. Și pentru tine, tânăr drag, sunt fete care ar face orice și ar pune, ați înțeles? Orice ar face pentru tine, numai să o iei de nevastă. Și însă atâția care s-au lăsat înșelați, pentru că Dumnezeu le dădea semnal să se oprească, să nu facă pasul. Eu zic, nu, că vine la adunare, nu-i de ajuns că vine la adunare.
Nu-i de ajuns. Noi spunem, Doamne, nu înjură. Nu înjură. Vine tânăra și spune, e mai ceva ca un pocăit. E ca un pocăit. Știți cuvântul ăsta, am predicat odată, cuvântul ăsta ca, a făcut mare dezastre. Când s-a uitat Lot și a văzut câmpia Sodomei, știți cum era? Ca o grădina Domnului, dar nu era grădina Domnului. Așa mulți, zice, Domne, e ca un pocăit. Nu mă înjură, nu. Atât că e papă lapte. Ați văzut ce poate face? Vă spun, asta e o realitate, m-o cutremurată. Am zis în seara asta că neapărat vreau să vă spun. Nu știu cu cine discuți. Nu știu cu ce băiat bun. Nu știu cu ce băiat bun de afară, din lume, discuți. Dar ascultă-mă, dacă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu trece peste lucrul acesta. Nu trece. Să-ți spună cum s-a întâlnit cu Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în momentul când l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar știți care e tragedia? Poate și tu ești o persoană care n-ai avut o întâlnire cu Dumnezeu. De aceea se spune la ora 7, dacă e cineva care are ceva pe suflet, de ce facem ser de tineret cu caracter de evangelizare și chemăm în față să ne rugăm împreună? Și de ce? Ca Dumnezeu să elibereze și să intre în inima ta, să intre în inima ta, tânăr drag, pentru că îți urmează în viață pasul căsătoriei și nu, nici nu concep să faci pasul căsătoriei și să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Dar ascultă-mă, și dacă îl cunoști pe Dumnezeu, fii atent la semnalele din afară. Fii atent la semnalele care îți vin din partea lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să-L cunoști pe Dumnezeu și să fii o femeie, o fată, un bărbat, un băiat, care să fii înșelat și să-ți duci tragedia vieții și să trăiești într-o rușine pe toată viața. 3. Alege o persoană care îl cunoaște pe Dumnezeu. 4. Nu lua niciodată o persoană perfectă. Nu căuta o persoană perfectă. Am văzut la cineva pe Facebook, nu mai știu la cine, nici asta nu e important, dar am văzut la cineva care scria sub poza lui, perfectul meu. I-am și dat, am trecut mai departe. Perfectul meu, perfecta mea. Nu căuta persoane perfecte. Știți ce spune cuvântul Domnului dacă vrei să afișezi Roman 3:23? Apostolul Pavel vine și spune ceva extraordinar. Știți că Dumnezeu, Domnul Iisus, nu a iubit niciodată oamenii perfecți? Știi care au fost perfecți? Fariseii. Fariseii au fost perfecți. Auziți, zice că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fariseii erau perfecți. Dumnezeu nu a iubit fariseii. Nu iubi farisei. Domne, n-are niciun, e boboc, e scos din cutie, îi ăla perfect, care îl vezi tu perfect, după ziua anunții s-ar putea să-l vezi cel mai imperfect. Nu căuta tânăr și tânără perfectă. Știi ce să cauți? Tânăr și tânără sinceră și sincer. Domnul Iisus o prefera decât să dea mâna cu un fariseu din ăla prefăcut, o preferat să dea mâna cu un Zacheu. Ați înțeles? Cu unul care a zis, eu i-am jăfuit, dar eu vreau să mă întorc. Eu nu să la perfect. Nu să la perfect. Pentru că multe căutați perfect și dați de cel mai imperfect. Caută un tânăr sincer care îți spune, am stat 6 luni în Anglia, am fost pe unde am fost, am cumpărat, am pierdut, am jucat, am pierdut, am fumat, am... Nu descriu istoric, da? Al lui nimeni. Dar vă spun, nu căuta un fariseu. Știți unde se nasc fariseii? În familii de farisei. Știi că s-ar putea să fie atras de fariseu, dar și de familie de fariseu. Mergi la el acasă și mamă sa. Vai, iubita mea, te iubim. De când ai venit la noi în casă, am înflorit cu toții. Nu crede așa ceva că tu-l iei pe fiul să-i distrusă. Îi la pământ că știe că urmează ziua anunții. Îi cu inima sfâșiată. Îți mânghie pe păr, îți împletește părul. Nu o lăsa să-ți împletească părul. Nu o lăsa, pentru că fariseul totdeauna se arată super deschis. Dom'le, zici, soacră mea, asta, zici că-i sora mea. Stai liniștită că o vezi imediat. Stai să nu merg banii de la nuntă. Stai să rămână ea cu plicurile goale și tu cu banii în mână.
Știți cum zice? Aduceți bani aici. Voi sunteți tineri, nu știți voi să cheltuiți bani atât. Aduceți-i la mine. Nu căuta un fariseu. Nu te apropia de un fariseu și de o familie de farisei. Din ea care era la noi totul perfect, dă-i spălat de geamuri când vii tu. Lasă, Doamne, să vadă că a fost torturica la timp pe geam, știi? Că ea lasă semne. Doamne, nu suntem perfecți. Nu trebuie să clipească casa. Ia o familie sinceră. Apropie-te de un tânăr sincer. Iar dacă nu are bandă, nu știu ce firmă. Doamne, ăsta-i, îl vrei, bine, nu, îl vrei pe ăla, simplă, ia-l pe ăla. Numai, știi, duci ca fata babei și fata moșneagului, nu? Cutia care o iei, aia o duci în viață. Ce să alegi? Aia. Păi n-ai cum tu să fii sincer și să, modestă, și să alegi altceva. Tu iei întotdeauna ce vei vrea tu, cu ce ai impresionat, aia vei alege, aia vei culege. Nu căuta oameni, caută un tânăr sincer. Caută un tânăr sincer. Nu care zice, Doamne, eu nu știu altceva, numai adunare. Dar numai Dumnezeu știe ce e în mintea lui. Numai Dumnezeu știe ce e în viața lui. Caută un tânăr și o tânără care are puterea să fie sincer cu tine. Și sinceră, să-ți spună, într-adevăr, voi mă credeți perfect, mă credeți perfectă. Dar nu sunt aia perfectă, nu sunt. Să apreciez totdeauna o persoană sinceră. Știți că nu mai e la modă aprecierea oamenilor sinceri? Șmecherul, vrăjala, știi? Like-urile. Da, cam așa suntem generația noastră. Totdeauna Dumnezeu o apreciat oamenii sinceri. O primit pe una păcătoasă la picioarele lui și o respins pe Simon Fariseu care a zis: învățătorule, îți dau toată casa la dispoziție. Am pus bucătarii, master șefii, să gătească pentru tine. Și după aia știi ce-o zis? A zis, dacă ar ști asta, cine-i femeia asta? Dacă ar ști, ai ce stătea Domnul și i-o spus până la urmă. De ce? Nu aprecia, nu căuta din ăla care, numai cu covorul roșu, numai Hugo Boss miroase de fiecare dată, nu. Lasă-l să te vadă, lasă-o să te vadă așa cum ești tu natural. Așa cum ești, cu lovit la degete, cum ți-ai dat cu ciocanul păstă degete, așa cum ești tu. Caut, te apropia de o persoană agresivă. Am zis la un moment dat, doi, nu te apropia de o persoană care face presiuni. Dar nu te apropia niciodată de o persoană agresivă care își permite să ridice mâna înainte de căsătorie. Sau să pună mâna, să te ferească de tren, nu? Să te tragă, să nu sari în fața mașinii, deși ești la 15 metri de trecere de pietoni, da? Știți că ăsta e un semnal, fetelor, nu știu cu cine ești, cu cine vorbești. Băiatule, tânăr drag, nu știu cu cine ești. Poate ai o... Nu știu cum să zic, da? Îi sare repede țandăra. Ai înțeles? Nu te apropia. Îți dorești o viață liniștită? Nu te apropia de oameni agresivi. Un om când îl întâlnește pe Dumnezeu, nu-și permite să ridice mâna, nu-și permite să ridice palma. Poate unii aveți în mediul vostru familiar asemenea evenimente, știți durerea, îți dorești să trăiești ceea ce se trăiește în casa ta? Îți dorești să ai evenimentele care se produc poate în casa ta, poate ai tata nepocăit, poate ai un tata agresiv și numai maică ta știe ce-o îndura de la taică-tu. Apropie-te de oameni, spunea Paul, ce-o zis Domnul Iisus, învățați de la mine căci eu sunt blând, caută omul blând. Blând nu e ăla din Spania, da? Nu asta e blând, ci întotdeauna să fie omul care să știe să treacă peste momentele dificile, fără forță, pentru că de fapt asta a făcut Hristos cu noi, ne-a biruit nu cu palma, nu cu pumnul ne-a biruit Hristos, știți cu ce ne-a biruit? Cu dragostea, slăvit să fie numele Domnului. Cea mai împietrită inimă se despietrește iubită. Când inima aceea împietrită iubită, imediat inima aceea va fi despietrită. Mergem mai departe. 6. Nu lua lângă tine o persoană care este rușine să te prezinte celor din jur. Care el iasă numai cu prietenii, cu prietenele, ia și cu tine nu poate ieși. E rușine. Știți? Sunt persoane care li rușine, vor să se vorbesc, tot o duce, o aduce, i s-or tocit papucii.
nu face pasul căsătorii, e rușine, domne, are ceva. Dar ai văzut-o, mă, de la început. Ai văzut-o de când i-ai cerut numărul de telefon. De când i-ai dat mesaj pe Messenger. Ai văzut-o. Nu te apropia de o persoană care e rușine cu tine. Nu te merită. N-ai ce căuta lângă asemenea persoană. Dom'le, și-o dorit, nu știu de care. Păi du-te, caută-l. Nu sta milog. Nu sta milog la o persoană la care e rușine cu tine. La fel și la feminine. Nu te apropia categoric. Pentru că dacă e o persoană care e rușine cu tine înainte de căsătorie, tă-ți singură sau cu prietenele ei sau prietenii lui, va ieși și după căsătorie. 7. Nu te apropia și nu lua în căsătorie o persoană care are tendință să te denigreze. Iar ai venit cu cotețul. Și tu, numai tu știi câte mii de euro ai dat pe el. Dar ei se pare că e coteț, că scârție plăcuțele, că n-ai pus de cea mai bună calitate, da? Ți-s duse plăcuțele și scârție și te laudă, iar ești cu cotețul ăsta, ne văd toți. Du-te că vin la colțul străzii. Da? Nu urc de aici, că mi-e rușine. Nu lua o persoană, sau vine și îți spune, iar ești cu hainele lui taică-tu pe tine. Iar ești cu, da? Sau fetelor, mergi la mall, mergeți la mâncare, la masă undeva. Și mâncați, când cobori, ți-ai agățat tocul în scările rulante și te-ai dus la vale. În loc să te iei ăsta, îți face filmare live. Ați înțeles? Nu, dar băieți, când dai cu mașina în groapă, cum faci? Vă zic eu cum faci. Ai, uite, toți faceți așa, ăsta-i sentimentul, cu ăsta ne naștem noi, băieții. Cu ăsta ne naștem, sentimentul ăsta te înțapă la inimă, îți vine să oprești la pădurea verde direct, când ai dat cu roata în groapă, da? Și când cade ea pe scări, râzi de ea, tu ai fost împedicată, te-ai dus, n-ai fost atent, ți-am zis să te ții de mine. Acum ați zâmbit, dar ascultați-mă. Nu te apropia de o persoană care te denigrează. Nu. Îți trebuie să fii umilit? Îți trebuie să fii umilită? Îți spună, mai stai și tu pe bară să te mai lungești un pic, parcă suntem cam egal, dacă ai mai crește și tu. Nu, depărtează-te. Depărtează-te de persoane care caută să te denigreze. Ci totdeauna apropie-te de oameni care te iau așa cum ești tu. Dom'le, asta... Când m-am căsătorit, aveam un Golf 2, era din același an cu Dana, cu soția mea. Nu râdeți, mă, că e tânără soția mea, era... Și Golful era exact din același an cu ea. Ploua, aveam o defecțiune la turelă și ploua în el. Când luam curba în stânga, o ploua pe ea. Picura, da. Și când luam curba în dreapta, mă picura pe mine. Aveam șervețele puse acolo când ploua afară. Avea un defect, vă spun... Ca pe Mercedes priveam mașina aia. Am o poză, mi-a rămas când văd poza aia, așa parcă mi unge suflet. Ăsta am fost, n-am avut, vă spun. Cel mai greu la hainele la care am renunțat au fost alea care n-au fost mărimea mea. Și după ce m-am căsătorit, parcă zicea Dana, hai mă, aruncă-le odată, nu lasă-le, că nu-s mărimea ta, lasă-le că le mai țin un an, parcă mi-e bună, nu? Domne, caută persoana aceea care e mândră când stai lângă ea. Să fie demnă de tine. Nu căuta persoane care să te denigreze. Eu știu pe cine, o zis o soacră către o noră, îi cunosc. O zis, băiatul meu putea să ia pe una atâta în talie. Asta s-a uitat, avea ceva probleme de sănătate. Și toată viața s-a simțit umilită. Pentru că băiatul a permis ca mamă să s-o denigreze. Pentru că dacă băiatul știa să zică, mamă, până aici, nu tu ai luat-o, eu am luat-o. Eu am luat-o, în primul rând nevasta mea și după aceea îi nora ta. Te vede de la început cum ești. Te vede de la început înălțimea care o ai, lățimea, te vede că ești, vrei să pare altfel, dar n-ai de unde, atâta se poate. Arată de la început și apropie-te de o persoană
care te acceptă așa cum ești, care e cu familia ta, așa cum ești. L-o trimis pe ăsta bătrân, de asta zică Rebecca, ce să, du-te moșul de aici, tu ai Alzheimer. Păi tu vii, ce știu eu, cine îi băiatul, nu mă duc, domne, așa, nu mă duc, lasă-mă în pace. Nu, dar o simțit călăuzirea lui Dumnezeu, pentru că era o fată sinceră, Isaac era un om sincer. O venit omul acesta, un om care n-avea parte de cunoașterea lui Dumnezeu, dar s-a rugat în numele Dumnezeului lui Avram, s-a rugat în numele lui Avram înaintea lui Dumnezeu. Și a fost sincer și a zis, eu mă duc așa cum sunt. O închis bine sacii, nome și-o arătat în prima fază, o arătat sacii. Și o mers întâi și o cerut apă pentru cămile. Mergem mai departe. 8. Nu te apropia niciodată de o persoană dacă în momentele tale de rugăciune nu simți pace în privința ei. Nu lua în căsătorie o persoană dacă în momentele tale de rugăciune, referitor la persoana aceea, nu simți pace, nu simți liniște. Știți că Dumnezeu în rugăciune este Cel care ne dă pace, ne dă liniște, chiar dacă e problemă, îi necază diferite, dar Dumnezeu are puterea în rugăciune să ne dea pace. Dacă în momentele tale de rugăciune nu simți pace, dacă nu simți liniște, să știi că e un semnal din partea lui Dumnezeu, nu te apropia. Nu te apropia. Te rog să afișezi, e un cuvânt frumos care îl spune Apostolul Pavel în Coloseni 3:15, un cuvânt extraordinar. Vine Apostolul Pavel și spune așa, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Știți ce spune altă traducere? Și pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să hotărască în inimile voastre. Întotdeauna, când trebuie să iei o decizie, în dreptul deciziei respective, Dumnezeu îți dă pace. Și dacă e o decizie grea, și dacă e o decizie puternică, Dumnezeu îți va da pace întotdeauna. Îi semnal din partea lui Dumnezeu. Dacă te rogi și ești tulburat, ești tulburată, îi semnal din partea lui Dumnezeu, stop, oprește-te, nu fă pasul. Pentru că în momentele tale sincere de rugăciune, Dumnezeu îți vorbește în momentul acela. De aceea a venit Apostolul Pavel și a zis, pacea să domnească, să hotărască. Spune-i Domnului, Doamne, dacă ăsta îi făt frumos, cu moț în frunte, cu, din lacrimă, să am pace. Dacă Dumnezeu nu-ți dă pace, nu-ți dă liniște, nu fă pasul. Pentru că e un semnal din partea lui Dumnezeu. 9. Ne apropiem de final. Ați pregătit întrebările? Sper că n-aveți așa multe și grele. 9. Nu te apropia niciodată și nu fă pasul căsătoriei cu o persoană în care nu poți avea încredere. Nu te căsători cu o persoană în care nu poți să ai încredere. Dacă sunt sentimente clare de neîncredere, oprește-te. Dacă îți pierzi încrederea în partener, în cel cu care discuți, care te sună, îți dă mesaje cu inimioare, cu iepuraș și n-ai încredere în el, oprește-te. Acum trebuie văzut și de ce nu ai încredere. Îți numai niște sentimente așa nefondate? Sau dacă sunt sentimente fondate, trebuie să te oprești. Băieți, ascultați-mă. Și invers, dar le spun lor că mi-e mai ușor să-i bubui pe ei, să le explic lor. Vă spun ceva, partenera și partenerul trebuie să aibă cea mai mare încredere în tine. Degeaba îl faci să se simtă bine cel de lângă tine și nu cel cu care vrei să te căsătorești. Trebuie să-i dai siguranța că inima ta e numai pentru ea sau inima ta e numai pentru el. Nu lăsa sentimente de îndoială. Pune stop. Dacă ai sentimente dovedite de îndoială și ți-ai pierdut încrederea, neîncrederea întotdeauna atrage gelozie. Și gelozia o făcut ravagi în familie. O făcut după ani și zeci de ani. Gelozia o făcut ravagi. De aceea, 9, nu te apropia și spune stop relației când ți-ai pierdut încrederea în partener. Contează și de ce, cum o zice cineva, mi-am pierdut încrederea, de ce? Nu mi-a zis că și-a făcut programare la
coafor. Și mi-am pierdut încredere. Bă, bă, omule, ăsta nu ești Putin, numai la ăla, ăla îi dă raportul tot ce se întâmplă. Acum ești vorba aia, nu-i tată-fică sau tată-copil, nu? Deci e o relație. Da, trebuie să te uiți. Care e problema? De ce? Ai cumva tu la nivelul minții anumite lupte care le duci? Sau auzi lucruri fondate? Dar dacă ți-ai pierdut încrederea în ea sau în el, oprește-te. E un semnal din partea lui Dumnezeu. Și 10. Vă mai spun ceva? 10. Știți care e semnalul al 10-lea? Să nu faci pasul căsătoriei. Dacă părinții nu sunt de acord cu căsătoria voastră, nu săriți, stați un pic. Știu că aveți, dar stai că ți-o explic, stați un pic. Măcar un părinte să fie de partea ta. Măcar pe unul să-l ai aliat. Din doi, dacă-s oamenii al lui Dumnezeu. Și ok, maică ta e ea mai dificilă sau taică tu, sau, dar unul ți-l va da Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e de acord cu relația voastră și vrea să faceți pasul, nu ți va lăsa pe amândoi împotrivă. Excepții. Dar știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că atunci când îi plac lui Dumnezeu căile unui om, îi face prieten și pe vrăjmași, pe dușmani. Păi dacă lui Dumnezeu îi place calea ta, s-o va face prietenă și pe mama ta și pe soacră ta, nu va fi problemă. Dumnezeu le va schimba inima. Dumnezeu va lucra. Dar să știți, când părinții amândoi sunt împotrivă, îi un semnal. Dacă-s nepocăiți, atunci e altă situație. Acolo trebuie discutat separat, acolo sunt alte situații. Dar dacă amândoi oamenii ai lui Dumnezeu și credincioși, n-au probleme, diferite frustrări și scandaluri în viața de familie, păi clar că dacă-s tătă ziua în scandal, nu o să le ardă lor de nuntă, că nu le trebuie nuntă, să zic, mărite fiică sa, nu contează că are 40 de ani. El n-are chef, că el are frustrările lui. Dar dacă omul e om al lui Dumnezeu, e un părinte responsabil, din doi, minim unu, va fi de partea voastră. Dar dacă amândoi sunt împotrivă, e un semnal din partea lui Dumnezeu să te oprești. Când ai probleme, când o să ai anumite șlefuiri după ziua nunții și nu știi cum să le gestionezi, știi la cine apelezi primul? La tata? Și la mama. Știi care e cea mai dureroasă săgeată în inimă la un tânăr căsătorit? Să-i spună maică sa cu taică sa. Ți-am zis? Ți-am zis în oiei. Dar ai văzut-o pe mamă sa. Ai văzut pe tată s-o cum îs. Dar ai văzut. Eu ți-am zis. Dar tu ai fost așa. Ai vrut-o. Ia-o acum. Ia ce să-ți fac, nu? Asta e cel mai dureros sentiment. Asta e cea mai dureroasă rană. Dar sunt băieți și fete care sunt orgolioase. Niciodată n-ar merge să întrebe pe maică-sa. S-or căsătorit, își duc crucea, își duc amarul lor acolo, că numai telefonul nu-i sună fericirea. Și toată viața se va întreba, oare nu a avut mama dreptate când mi-a zis să nu fac pasul? Oare nu a avut tata cu mama dreptate? Că ori văzut în el, ori văzut în ea diferite lucruri care îmi spuneau stop, dar tu pentru că ai fost îndrăgostit, n-ai văzut semnalele din partea lui Dumnezeu. Nu știu ce semnale îți dă Dumnezeu în vremea aceasta, nu știu ce se întâmplă în viața ta, în sufletul tău, dar vreau să-ți spun că trebuie să-ți alegi partenerul, să fie potrivire în cele trei segmente ale omului, fizic, spiritual și sufletește, trup, suflet, duh. Să fie simetrie trupește, da? Dacă nu poți să iei ia 1,75, tu 1,60, nu are cum, omule, e greu de dus, e greu de explicat, da? Deci Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea lui. Dumnezeu aduce persoana respectivă, ca să nu-ți fie rușine, să nu-ți zică dă mâna, ia. Nu? Deci e dureroasă situația. În al doilea rând, trebuie să fie unitate trupește, să fie simetrie trupească. În al doilea rând, simetrie sufletească, da? Adică să ai aceleași aspirații. Și muzica importantă care o asculți. Știți că muzica importantă care o ascultați? Dacă unul ascultă diferite melodii
Și ălalalt ascultă din America, îi jale, îi jale în casă. Gândiți-vă în mașină, ce îi când unul vrea de un fel și ălalalt vrea de altfel. De-aia e important, domne, ce... Te-ai gândit vreodată că e important lucrul ăsta? Ce muzică ascultă? Băi, el e frumos, ea e frumos, dar ce trece prin cap? Ce? E important să fie simetrie și la nivel sufletesc. Domne, să vă placă aceleași lucruri. Dacă ei place ieșirile, natura, muntele, excursia, da? Cățăratul și ție Facebook-ul, îi jale. Îi total, pentru că sâmbătă tu vrei să stai pe telefon, ea vrea să plece la plimbare, nu? Și nevoie să fiți același suflet, dar e nevoie să fiți și același duh. Adică să aveți aceeași tendință de apropiere de Dumnezeu. Că nu poți să iei pe unul sau pe una să o cari în spate o viață. Hai la adunare, hai că îți fac masaj la cap, îți fac masaj la urechi, numai să vii la adunare. Poți duce așa ceva în spate? Poți duce așa? Nu! Hristos ne-a lăsat modelul. Bărbatul-i modelul lui Hristos, fata, femeia-i modelul bisericii. Întotdeauna Hristos o iubit, n-o reproșat, n-o denigrat, nu și-o denigrat biserica, și-o iubit-o până la capăt. Trebuie ca o fată să facă primul pas dacă el nu zice nimic? Acum trebuie văzut de ce nu zice nimic. Poate are probleme de vorbire, da? Atunci... În niciun caz. Eu cunosc un caz care ori vorbi vreo 3 ani și ceva și el nu zicea nimic. Tot aștepta, s-ar fi măritat, de aia băieți. Ați auzit ce spun fetele? Astea nu sunt pentru mine întrebările, sunt pentru voi. Știți proverbul bateșaua? Ați înțeles? Deci, domne, dacă ai intrat într-o... Ai treaba ta de ani cât ai... Dumnezeu te știe și tu. Păi nu sta cu gura închisă. Ați auzit ce zici? Domne, vorbesc, nu face nimic. Îi... Ăla din Spania, da, nu zice nimica. Nu, niciun caz nu fă, pentru că ai, într-adevăr în Biblie zice că va veni vremea când femeia va peți bărbatul, dar nu în vremea noastră, nu? Adică demnitate. Nu cred că ți-ai dori să ai o nevastă lângă tine să le povestească la copii: eu l-am cerut pe tată, tu. Da? Auzi ce râd fetele. De aia, fă pasul, domne, ești într-o relație. Nu sta, știi că are peste 20 de ani, are... Întreabă, pune întrebări, că nici nu consum benzina degeaba. Că e scumpă. Domne, dacă vezi că nu... Uite, acum v-ați trezit, e bună să pui întregă. E scumpă benzina, da? Deci nu fă niciun caz, nu fă pasul, eventual faci pasul înapoi dacă ai văzut că omul nu poate. Atâta poate el. Nu. Bun. Ce ar trebui să facă o fată când, deși se străduiește să fie o tânără pe placul Domnului, el nu apare? Unde e curajul băieților? Deci tot pentru voi. Știți, mulți băieți necăsătoriți la vremea de căsătorie și multe fete necăsătorite la vremea de căsătorie. Și ne uităm pe la depărtare. Unde îi? Unde îi? Dar poate e lângă tine, poate e aici în biserică. Trebuie să o aducă de nu știu unde. Îi aici. Știți că e un videoclip, vi-l trimit, că mi l-a trimis cineva pe fratele nostru păstor. Cei mai mulți l-ați auzit, că ați fost aici. Da? O zic, ce mai aștepți, domne? Ai vârsta care o ai, ce mai aștepți? Ce mai aștepți? Ce-i în mintea ta, spunea fratele păstor? Când ai vârsta și cauți, cine vrei să vină la tine? Sfatul pentru fată, îi rămâi tot pe placul Domnului. Și vă spun ceva, Dumnezeu nu rămâne dator. Să nu plângi niciodată după unul care ți-a întors spatele. Că Dumnezeu, când rămâi credincios, Dumnezeu are pregătit la vremea lui pentru tine, ce are tabloul lui. Tu l-ai desenat, atâta el, 5 bețe. Nu poate. Dar Dumnezeu îți va pregăti tabloul în care vei putea să scrii pe telefon fericirea, să-ți sune fericirea. Cum trebuie abordat o fată? Auziți, fetelor, acum vin băieții. Cum trebuie abordat o fată? Da? În niciun caz, e un caz aici... O cerut cineva numărul unei fete, cineva
încerca să-i facă rost și băiatul ăsta i-a scris pe Facebook, ce mai faci? Fata nu a răspuns nimic. Și a zis, bă, dar am scris, nu mi-a răspuns. Știi ce a zis fata? Eu nu-s curios de băieți care n-au curajul să vină să mă întrebe personal. Îi o întrebare, unde-i curajul? A fost o întrebare. Unde-i curajul băieților? Unde-i bărbăția aia? Unde-i bărbăția? Numai în mașină, la volan, atunci, cu cotul pe ăsta. Nu aia îi. Dom'le, abordează orice fată vrea să se căsătorească dacă e la vremea de căsătorie. Dacă vei fi un om care ești pe placul Domnului și trăiești în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îți pregătește, îți deschide ușa. Dar du-te, bate la ușă, nu poți sta să vină să ți se deschide ușa, știi, ca la bucătărie, uși batante, să vezi dacă îi bucătarul înăuntru sau nu. Nu. Deci abordează. Acum, fiecare fată are specificul ei, da? Nu poți aborda o fată decât așa cum se abordează o fată, cu respect, cu bun simț, ca un copil al lui Dumnezeu. Când ești născut din nou, știi cum trebuie să vorbești, știi cum trebuie să te comporți și fata niciodată nu se va... Și dacă te va respinge, pentru că e născută din Dumnezeu, va ști să îți vorbească frumos ceea ce mai discutam alte dăți. Bun. De ce nu mai abordează băieții fetele ca pe vremuri? Pentru că nu ești bunică sa de pe vremuri. Acum e alt mod de abordare, ca pe vremuri. Păi ca pe vremuri, ca pe vremuri. Acum vă spun, o mers, pe vremuri o mers altfel. Cunosc un caz, îți neam cu mine, acum au 80 de ani, s-a trezit sora tânăra cu comitetul bisericii la ea acasă și cu tânărul. Și-a spus către familie, mie mi-e drag de asta, nu știu nimic, a căzut tavanul pe ea. Și-a zis, zice, nu, eu am venit cu frații din comitet, îmi place de fata voastră și zice, eu vreau să mă căsătoresc cu ea. Fata, eu nu era nici cu BMW, era pe vremuri, că a zis, de ce nu mai abordează pe vremuri? Așa aborda pe vremuri. Și-a zis, băiatul foarte hotărât, zice, mie îmi place de tine, am venit cu frații să te părăsc, să te spun, și zice, în ziua de Paști facem nunta. Ori da mâna, s-or mai văzut după aceea, ea a rămas, fata a rămas șocată, nu era genul ei, nu era nimic. Și căsătoria le-a mers 50 de ani, îi socrul meu cu soacră mea. Și mi-a dat-o pe nevastă mea, ați înțeles? Deci așa s-a abordat. Am mers cu comitetul bisericii. Acum nu știu dacă frații din comitet suntem dispuși să tămerem pe la familii pe acasă. Dar sunt moduri specifice. Înțelegeți? Cât timp este indicat să vorbești cu o fată sau cu un băiat, atâta timp cât ai planuri serioase. Până te cere. Cât mai, adică sub 6 luni, e puțin. Peste un an deja... Da? E mult, da? Deci, dacă ai vârstă, aici revenim, la vârstă, noi vorbim de oameni care au vârsta căsătoriei. Ce să mai aștept? Să vezi cum, ce să vezi? Deci, dacă ai planuri serioase, 6 luni, de la 6 luni, un an, cum, depinde și de distanță și de apropiere, dacă e în America, sunt alte conjuncturi, da? Deci, diferă de la situație la situație. Dar cu cât mai repede, cu atâta te acomodezi mai repede. Cu cât îi mai repede, ești mai maleabil. După ce ai trecut de o perioadă, de o vârstă, ai tabieturile tale, unde îți pui periuța ta de dinți, acolo vrei să înțepenească, să nu ți-o mute. Dați, oamenii sunt dificili, înțelegeți, băieți, cu cât trece viața, cu atâta deveniți mai sensibili. Mai dificil, mâncarea caldă, șervețel în pahar, când te căsătorești repede, bagi la șaorme de n-ai treabă, nu-i nicio problemă. Ești maleabil, înțelegeți? Ești maleabil, cu o fanta de sfert ești fericit, că nu, când ai trecut de o vârstă, de aia căsătoria are farme cu ei, să-ți duci copiii la grădiniță, tânări, să zică, uite ce părinți tineri, cum de... Sunteți așa tineri. E o mândrie decât să zică e bunicul, e cine îi, nu? Dacă sunt refuzată de el, de ea, e semn că trebuie să mă opresc? Acum v-am mai spus, și eu am fost refuzat
Și am mai încercat odată. Și s-a deschis. Acum trebuie văzut și tonul cu care te refuză, da? Pentru că și motivele, v-am spus, și Dan a auzit facultatea, nu? Tot e dat cu facultatea. Nu mă căsătoresc până după facultate și ăsta e motivul fetelor. Trebuie văzut. Dom'le, ți-asumi, o ții în facultate, o ții în școală. Dacă o ții și ești dispus să muncești, să poți să o ții în facultate, nu cred că ar fi o problemă, că numai pe numele de diplomă și pe alt nume, nu e asta o problemă. Dar dacă te refuză categoric și deja simți că ușa e trântită, n-are rost. Pentru că bați a doua oară, dar deja când bați a treia oară, începi să-ți pierzi demnitatea, bați la o ușă închisă, care nu se deschide, nu răspunde cu același sentiment față de tine. Poți primi semne de la Dumnezeu cu privire la căsătorie dacă nu ești botezat în apă și nici cu Duhul Sfânt? Acum, dacă tu vrei să te căsătorești și nu ești botezat în apă, nu ești botezat cu Duhul Sfânt, ați înțeles, ești pe contrasens. Dacă ai zice, pot primi dacă sunt botezat în apă, vreau să mă căsătoresc, dar dacă eu nu sunt botezat în apă, ori ai sub 15 ani, nu, dacă nu te-ai botezat, atunci n-are rost să gata școala, dă capacitatea și după aceea când ajungi la liceu, când gazi liceu, da? Deci dacă nu ești botezat în apă și nu ești botezat cu Duhul Sfânt, înseamnă că nu ai nici vârsta de căsătorie. Cum trebuie să reacționeze o fată dacă un băiat nu este pocăit, dar ea îl place foarte mult? Acum am spus în predică, da? Lasă-l să se întâlnească cu Dumnezeu. Poți fi înșelată categoric pe toată viața dacă iei un om care te place pe tine, dar nu îl place pe Dumnezeu, n-are treabă de Dumnezeu. Deci am spus lucrurile acestea. Ce să faci? Asta am vrut să rămână. Ce să faci atunci când el e baptist și tu ești la penticostali? Ce să faci? Știți că e o întrebare lucrul ăsta? E o întrebare foarte actuală. Dom'le, ia-i la baptiști, eu sunt la penti. Ce să fac? Am avut prin harul lui Dumnezeu profesor pe Vechiul Testament, pe profetologie, l-am avut pe fratele fost președinte Rivi Știpei Pavel. O să găsiți pe YouTube, dacă vreți să căutați, o să găsiți experiențele lui de viață. E un podcast foarte fain, puteți să-l ascultați. Ne-a povestit și nouă la cursuri anumite aspecte din viața lui. Când s-a căsătorit, soția dânsului era de la frații baptiști și el era de la frații penticostali. O iubit-o, s-a căsătorit, i-au venit la penticostali, fratele a ajuns președinte de cult. Deci dacă ți iei una de la frații baptiști, ai și tu șanse, poate peste ani de zile să ajungi un om mare. Deci nu cred că e un impediment lucrul acesta. Dar îi nevoie de o hotărâre după căsătorie, unde rămâneți? La frații baptiști, la frații penticostali, deci îi nevoie de o convenție, unde se merge mai departe. Nu știu, mai una? Sunt două, nu știu care să o aleg. Bun, le zic amândouă. Care este explicația când înainte de nuntă este o persoană bună, iar după căsătorie se schimbă în rău? Vă spun ceva. Până te căsătorești, diavolul nu-ți dă lovituri mari. După ce te-ai căsătorit, vin loviturile cele mai puternice, pentru că diavolul e împotriva legământului. El nu care ceva cu tine ca persoană, ci pentru că ai intrat în legământ. Sunt tineri care eu zic, domne, înainte de căsătorie treceam peste orice. Putea să verse sucul pe mine, pe cămașa albă. Nu era super, făceai poze, puneai pe Facebook. După ce s-or căsătorit, domne, un pic, un fir de piper o scăpa pe el, l-o scutura, domne, o sărit țandăra. Știți de ce? În spatele certurilor, îs duhuri care vor să te facă să rupi legământul. De ce luptele cele mai mari sunt după ce intri în apa botezului? Te lasă maică ta să vii la biserică.
Părinții nepocăiți. Zice, du-te, du-te, dar să nu te botezi. După ce s-o boteza tânărul, persoana aceea, diavolul începe să lupte împotriva ei. De ce îl vezi tare bun înainte de căsătorie? Și poate e un băiat bun. Pentru că diavolul nu-ți dă lovitor, ești numai așa, într-o relație de prietenie. După ce ai făcut legământul aici la altar, vine diavolul cu luptele cele mai mari. Și știi cum ți-l arată? Pe băiatul ăla frumos, pe fata aia pentru care îți dădea inima din piept. Acum simți că nu mai iubești. Știi de ce? Pentru că în spate îi diavolul care îți strică inima, care vrea să te vadă trântit, să te vadă un divorțat, să te vadă un vai șamar de capul tău. De aia îl vezi, îi tot frumos, îi tot băiat bun. Dar știi ce-i baiu? Ai schimbat ochelarii. Ai luat ochelarii diavolului, care ți-l arată că nu mai e așa cum a fost. Păi clar, nu, după nuntă nu mai ți se potrivesc costumele, nu mai ți se potrivesc. Dar tu trebuie să iubești, pentru că nici tu nu mai ești. Mai uită-te și tu în oglindă, nu mai ești ăla și aia care ai fost atunci. S-o schimbat și s-o modificat lucrurile și în viața ta. Și ultima întrebare. De ce băiatul nu acceptă să iasă cu prietenii fetei, iar fata acceptă să iasă cu prietenii băiatului? Ar fi bine să ieșiți cu prietenii voștri împreună, înainte de căsătorie, să ieșiți la un suc, și atunci vezi, ca fată, vezi ce prieteni are, prieteni pocăiți sau prieteni nepocăiți. Du-te, mă, băiete, cu ea și cu cine umblă, cu prietenii de la școală, cu prietene, vezi ce prietene are, că asta îți va influența viața de căsătorie. Prietenii care i-are, că pe ălea le sună, pe ăia îi sună. De-aia e bine să ieși, să vezi cum conviețuiește. Batjocorește persoanele de sex opus, face bâza de el, îi băiat, și face bâza nu de tine, de alte fete. Să vezi că o să facă și de tine. Dacă îi zice ce musculoasă ești, să știi că te va denigra și pe tine. De-aia e bine, ieșiți cu prietenii voștri împreună. Ieșiți, vedeți comportamentul celuilalt, vedeți în ce mediu se scaldă, în ce aspirații are în fața prietenilor. Domnul să ne binecuvinteze, să ne ajute Domnul să rămânem lângă El în orice situație.